Mina pentru toate aceste date. Vin informații șoc în cazul bărbatului care de mai bine de 15 ore amenință că se aruncă de pe un stâlp de electricitate. Acesta a cerut bani ca să coboare. Un prieten a venit și el acolo să vorbească cu bărbatul, însă n-a reușit să-l convingă să coboare. Adriana Drăghici, colega mea corespondent, Antena 3 CNN, urmărește subiectul și vine cu cele mai noi date. Adriana, care este situația la fața locului în momentul de față? Au ajuns și negociatorii. Ce se întâmplă? Bun găsit tuturor. Bărbatul a urcat din nou în vârful stâlpului după ce inițial negociatorii reușiseră să îl convingă să ajungă pe scara pe care au adus-o echipele de salvare. În acest moment există riscul ca acesta să alunece de pe stâlp pentru că se află într-o zonă foarte riscantă. La fața locului sunt în continuare echipele de negociatori și de intervenție, în sprijin venind o echipă a ISU Dolj care a adus o saltea care nu normal ar trebui amplasată în această zonă, însă bărbatul a refuzat acest lucru. Tensiunea crește de la minut la minut. Adriana, mulțumesc foarte mult, urmărim subiectul.